Vă provocăm, care mai vrea... Da, challenge. Da, challenge. Facem un challenge. Facem un challenge. Bag retezatul, bag. Da, da. Hai. Dragă pădurea și murmurul ei, ne prind iar rucsacul, bocancii-mi sunt grei, străbat iar poteca, vreau munții să-mi frun, și-n liniștea sării vreau stânca să ascult, străbat iar poteca, vreau munții să-mi frun, și-n liniștea sării vreau stânca să ascult. Apasă, apasă, apasă. Apasă. Frumos. Ce mult face la mine? E ora 8 fără 7 minute. Mergem de la 10.40. 10.45 pe lacul Bucura. Care e, stai să vedem. De acolo, undeva. Ăla-i. Ăla-i, acolo, e jos, un pic jos. Am urcat în Custura Bucurei. Și după aia... Nu Custura, cu Peleaga. Peleaga. Păpușa. Aici au fost Peleaga, prin spate, către Păpușa. După aia am coborât jos. Am venit pe crestele alea, tarararara. Da, tot ce se vede creasta acolo, pe creasta aia, așa, pe Custura Păpușii. Da, unde-i Păpușa? Aici e Păpușa, nu? Acolo deja ești, da, da. Arăți boscheți, Olimpiu. Nu, nu, eu văd ce arată aici. Da. Ha. Așa, am venit pe toată creasta aia, așa, până în plaiul mic, Și acum plănuim să mai mergem încă... Vreo 2 ceasuri. Încă vreo 2 ceasuri să ne apropiem de... Păiana Iorgovetului. Nu. Nu? Piatra Iorgovanului. Piatra Iorgovanului. Ca să fim în grafic, că am întârziat azi un pic, am mers un pic mai lent decât am planificat. Avem un traseu până la urmă de 44 de kilometri. Mai nu, cred că sunt vreo 55 de kilometri de la Bucura. Avem un traseu de 55 de kilometri de făcut în 2 zile. Da, am mai mers un pic, e 8 și 5 minute. Și am ajuns într-un loc superb. Acum mărșulim pe Pajiște. Plănuim să trecem Pajiște aia urie de acolo, e superb, cum bată, e aproape de apus, soare gălbuie așa frumos. Cata, îți place să mă săruiești? Da? Să mărșulim, da, chiar Pajiștea asta te ține la mare, te invită la mare. Da, asta e ce de partea asfaltă, e Lăpușnicul Mare jos, e mai mult prăpastie, nu prea ai cum să cobori. Ieșiri de pe traseu sunt la Strănuleții Mari, către refugiul Strănuleții. Apropo, bine marcat. Da, e bine marcat. Și sperăm să nu ne mânce ursul. Cea mai mare descoperire la tura asta au fost bețele. Prima oară când mergem cu bețe. Genial pentru genunchi. Adică am mai făcut fără și nu genunchii mei nu mai suportă fără. Sperăm să nu ne mânce ursul. Dacă găsiți numai telefonul, nu mâncați ursul. Este 12 fără un sfert. Nu ne-a păpat ursul. Ne-a speriat o capră neagră. Ăla în spate aici e vârful Paltina. Ne apropiem de el. Așa, și venim. Unde am plecat ieri? Toate crestele alea, de pe crestele alea venim în coace. Și am dormit în spate la Piatra Iorgovanului. Ce se vede acolo cu alb. Acolo e Piatra Iorgovanului. Imediat după acolo am campat. Și mai avem de mers până la Paltina, după aia coborâm, urcăm Galbena. Da, sperăm să găsim apă, că nu mai avem apă. Nu prea e apă pe creastă. Aia e, țapă. Am văzut un mânz tânăr, dar tânăr, mă. Ia apă încă avea placenta după ea. Și un cioban cu 1702. Da, și un ciobanel cu 1702, ce ne-a zis... Legenda... Lui Oslea. Asta e creasta Oslea. Cu retezatul, în spate, cu retezatul, cu paloșu și cu... Și ceva cu Borăscu mic și Borăscu mare, coborât vacile pe Borăscu mare și că pe Borăscu mic coborât oile, dar n-am înțeles. Orba l-au roborât. Orba l-au roborât. Erau niște vaci, niște oi, oricum în ecoare. Avea un accent ciudat. Da. Deci, o rată de jip, bă, găsești acolo, ne uitam, ce e la jip? Avem un video separat cu legenda. Tot bine. Deci acolo, pe Oslea? Da, urcatul cu balaure acolo, roate. Și acum urcat, atât a fost de mare, e urcat cu capul pe coadă acolo. Și Iorgovan a scuțit palul și ședea în vârful la retezat și o sări cu calul de ce acolo și o tăiat, cu trei capete. Două capete le-o tăiat și cu un păduf. Și un sus în cer n-au capul de-a lui. Deci cu balada și din soarbele o surghit o turmă de oi și de vaci. Și în Borăscu Mare o bori vacile și în Borăscu nicoile. Zică, nu, e din Dumnezeu. Ei, legendă! În Spania astea. Ai zicea că nu sunt la munte, că stăm la câmpie. Cât vezi cu ochii plat! Până te uiți în partea asta, altă și vezi Retezatul. Suntem pe Borăscu Mare. Într-un final. E... Asta ci că e scurtătură. Am subestimat scurtătura. Vreme perfectă. Mâncarea a ajuns la fix. Am luat de 4 zile și a ținut 3. Deci am reușit să coborâm de pe Borăscu. Nu recomandăm. Sub nicio formă. Chiar deloc. Nu mergeți. Acolo jos e în plăcări. Tălpile. Pa. Pa. Nexam. Nu. Chiar deloc. Genunchii. Pa. Adică noi am coborât pe... N-am văzut traseul mai abrupt până acum. Jepii mici și jepii mari ies... Da. Glumă. Glumă pe lângă asta. Pe de altă parte, nici măcar nu e marcat ca fiind traseu. E ceva așa, pentru cine chiar are nevoie. Cred că pentru vânători. Un fel de 2000 de metri altitudine pădure. Da. Coborât de la cota 2000... De pe Borăscu Mare, cât e 2134 sau ceva de genul, până la cota 1000 aici, la gura apei, la gura apelor, și nu ne-am înțeles de unde ne ia mașina și trebuie să o culim la cută pe jos. Încă vreo 5 km față de unde credeam noi că ne întâlnim cu mașina. După, stai că e ceasul, 8:30. Da. Noi am plecat de la, am strâns cortul la 9:30. De la 9:30 mergem. Da. Da, viața noastră. Ne-ai azi ta. Da. Ia zi, no pain, no gain. Nu o să zic nimic acum că... No pain, no gain. No pain, no gain. Am zis. Hai. Așteaptă răspunsul din cântecul meu. Izvorul mă-ntreabă, urcușul de-i greu. Așteaptă răspunsul din cântecul meu.